La unitatea prin urgență a fost adus un pacient în vârstă de 46 de ani din Ocna Sibiului, victima unei agresiuni. Acesta prezenta fracturi costale, pneumotorax și enfizem subcutanant toraco-abdominal. Acesta a primit îngrijire medicală, iar în prezent se află sub supraveghere și tratament de specialitate în cadrul secției chirurgie 2 a spitalului. Deci, pacientul își prezintă un traumatism toraco-abdominal stâng în urma unei agresiuni. Este cu fracturi costale la nivelul hemitoracelui stâng, enfizem subcutanat toraco-abdominal stâng și pneumotorax stâng. Este internat în clinica chirurgie 2 pentru tratament de specialitate.